Bună seara! E un live neașteptat în seara asta, de altfel m-am dus și m-am culcat că sunt cam obosit la etatea mea și văd pe telefon notificare. Erica Zucec intră în direct cu colega mea Irina Bardița. O zic, o, fain, să mă uit acum. Și apoi să uit, mă uit să chinuie Erica, să intri în direct cu Irina, zic, am să le ajut eu amuș. Numai și văd, nu pot, o închis. Erica face o cameră, zic, am să intri eu în camera amuș, am să le propun serviciile mele. Și ia cât amăs, util la două fete cu cuiete. Una mai interesantă decât alta. Irina, dar ce nu întorci pe orizontală telefonul? Nu ții minte că noi de la Curaj TV și la Hyde Park suntem pentru orizontală? Gata, așa e mai bun. Felicitări, Erica, cu ocazia zilei de naștere. Felicitări, Irina, că ai așa o onoare să participi la șuieta de miercuri. Eu sunt onorat să vă transmit în premieră, live, pe paginile mele de Facebook, pe Curaj TV, un proiect al Asociației Hyde Park. Și acum mă bag în umbră și vă las pe voi două. Mulțumesc, Oleg! Mulțumim frumos, Oleg, pentru ajutor, că ai fost exact la momentul potrivit, știi? Asta se prețuiește extraordinar de tare. Și mulțumim frumos pentru că ne-ai ajutat că astăzi să avem o discuție în cadrul șuietei din miercuri de la ora 8 cu o persoană absolut deosebită. De obicei, deci, de fapt, conceptul, când mă gândeam la această posibilitate de a face șuietele, deci au fost gândite pentru a invita oamenii care nu neapărat sunt foarte cunoscuți, care nu neapărat apar în mass media, care nu neapărat numele cărora este pe buzele fiecărui cetățean al Moldovei, României, Ucrainei sau poate ca altor țări. Deci însă persoane foarte valoroase care merită să-i cunoaștem. Pentru că aceste persoane, prin experiența lor, prin pasiunea lor, prin trăirile lor și prin valoarea lor, pot adăuga valoarea vieților noastre și pot să ne facă pe noi persoane mai pline cu valoarea lor. Astfel, am posibilitatea astăzi să o cunosc pe Irina Bardița, care încă n-am avut o plăcere să o cunosc personal. Deci ne-am cunoscut doar online, prin rețele de socializare. Abia aștept, Irina, să ne cunoaștem, ca să putem să simțim așa energia mai apropiată, deci una de alta. Pentru că astăzi noi cu tine vom discuta despre muză, da? Deci muza între agonie și extaz. De ce anume a fost aleasă tema de muză între agonie și extaz? Cum crezi, Irina? Nu știu, probabil că vine de la denumirea romanului de Irving Stone despre pasiunea lui Michelangelo. La fel se numește Agonie și extaz și muza este cea care dă naștere creații în artă. Probabil de asta mă gândesc. Da, deci Irina, tu ești pictoriță. Tu ești o persoană absolut deosebită. Am răsfoit paginile tale de Facebook și am fost uimită, de fapt, de talentul tău. Am fost uimită de curajul tău de a reda anumite stări, anumite trăiri. Și, știi, mi-am adus aminte de romanul Zahir, de Paulo Coelho. De fapt, Paulo Coelho m-a influențat, așa a fost o perioadă când m-a influențat foarte puternic, deci romanele lui. Și din unul din romane, Zahir, el acolo vorbește despre creator. Da? Deci noi toate ființele, da? Deci avem creatorul nostru, cel care ne-a creat. Deci noi suntem fii și fiicele creatorului. Și dacă noi suntem fii și fiicele creatorului, atunci noi suntem creatori, creatorii propriei noastre vieți, da, propriilor destine, prin tot ceea ce trăim, simțim, prin tot ceea ce facem. Da? Și acolo, în romană, se vorbește despre faptul că ne creăm viața prin anumite instrumente. Da? Deci, cuiva Dumnezeu îi dă câte o daltă pentru a face sculpturi, altcuiva îi dă câte o peniță, câte o pensulă pentru ca să picteze, sau altor persoane poate să dea câte un pix ca să scrie, deci, nu știu, romane sau versuri. Cum ai simțit tu anume că trebuie să iei pensula în mâna ta? Cum a fost acel moment? Mai întâi de toate vreau să-ți spun la mulți ani și mulțumesc că ai găsit timp ca să discuți cu mine astăzi. Eu, de fapt, iubeam de mică culorile și cred că de la 4 ani chiar țin minte că a fost acel moment când am înțeles, de fapt, că am nevoie de pictură mai mult decât mi s-ar părea. Eram după o intervenție chirurgicală și după anestezie, când mi-am revenit, m-am trezit. Și prima ceea ce am cerut de la mama era o carte de colorat și niște creioane. Deci n-am dorit apă, nimic, nici mâncare. Eram după 12 ore de somn de anestezie și m-am sculat. Și până mama a căutat carte, eu am dormit iarăși, m-am culcat înapoi și am dormit, că vedeam vlorat vreo 4 este obiecturi deasupra patului. Deci în acel moment am înțeles că de fapt vreau să mă ocup cu arta, că pictura este inclinația care îmi place mie cel mai mult. La fel îmi plăcea și matematica și literatura, dar pictura era cea care mă predomina și mereu eram curioasă de culori, de structură, de tot ce mă înconjoară. Studiam și asta, studiez și analizez natura și tot ce mă înconjoară. Dar am revenit cu definitate la pictură, am revenit acum la sfârșitul anului 2018. Eu în școala gimnazială am făcut în paralel și școala de pictură. Profesorul meu de arte plastice îmi preda 3 ani de zile și nu știu, după asta, după școală, am părăsit pictura, am abandonat-o pentru 10 ani de zile, se primește, da? Că am făcut colegiul de economie, de comerț, până m-am trecut la Universitatea de Asistență Socială și Sociologie și am avut joburi în telecomunicații, în customer service, în mai multe domenii, în marketing, dar revenită din Paris din 2018, eu am decis definitiv că eu vreau să mă ocup cu arta și vreau să muncesc asupra visului meu. Ea oricum nu era departe de mine, permanent mă ocupam, exersam, dar la sfârșitul anului 2018, cu definitate, am revenit la ea și am început să avansez în tehnici, în experiență și în multe alte chestii legate de pictură. Crezi că este importantă în cazul în care simți că ai această atracție pentru artă, pentru pictură? Crezi că este nevoie și totuși de niște studii speciale? Deci nu te naști imediat, știi cum foarte multă lume crește că deci talentele se nasc, deci talentul deja este născut. Crezi că totuși este nevoie și de exercițiu pentru a performa? Da, bineînțeles că este nevoie de cel puțin din niște baze teoretice, practice, ca să poți cunoaște cu ce se mănâncă pictura, cu ce se mănâncă desenul, arta, da? Evident că poți desene stătător să-i exersezi. Eu, în mare parte, pot să zic că sunt autodidactă, pentru că n-am Academia de Arte Plastice, am doar școala inițială, da? Deci asta a fost ceea ce mi-a pus bazele. Dar, în rest, eu singură m-am performat și am cunoscut din propriile greșeli care, poate, în acei 4 ani de Academie le-aș fi putut evita, dar prin asta și se formează propriul stil, pentru că n-am fost influențată de mâna nimănui, de viziunile nimănui și am avut libera mea exprimare și prin propriile greșeli și evident că prin comparațiile altor artiști care sunt de succes puteam să mă perfecționez și eu nu pot să spun că acum sunt perfectă la ceea ce fac, pentru că eu sunt într-o continuă dezvoltare și într-o continuă dezvăluire a sinelui și a artei mele. Dar, da, este nevoie de cel puțin de niște baze. Sau dacă nu, astăzi este atâta informație și avem acces la internet, noi putem să facem rost de ea. Dar, iarăși, revenind la faptul că trebuie să te naști cu talent, nu doar talentul nu te ajută, e nevoie să perseverezi și să exersezi. Însă, dacă să ne uităm în istorie, Paul Gauguin și Henri Rousseau nu au studii în domeniul artei și, necătând la aceasta, ei au devenit pictori de mare succes și de o talie internațională recunoscuți. Da? La fel ca și Van Gogh, el avea doar niște baze. De ce te-am întrebat? Fiindcă mi-aduc aminte de un interviu al lui Nicolae Solac, da? Deci care povestea că el practic nu a avut studii speciale, da? În domeniul artei. El practic s-a născut cu o voce specială și tot ce a făcut el până a deveni Nicolae Solac, așa îl cunoaștem deja noi, da? Deci Dumnezeu să-l ierte, da? Deci s-a dus la cele veșnice, însă totuși dânsul spunea că el tot ce a făcut doar a cântat, da? Deci de mic copil el își exersa vocea, dar fără niște studii speciale, fără să facă canto sau mă rog, alte exerciții vocale care să-i desăvârșească, de fapt, talentul. Și atunci stau și mă gândesc, care, într-adevăr, deci, când un tânăr sau un copil, sau poate chiar un matur, știi că acum foarte des sunt cercuri de astea de artă, se organizează, când oricine poate să meargă și să înceapă să picteze ceva. Deci este totuși nevoie ca cineva să-ți ia mâna, da, să-ți pună penița și să te ajute să faci primii pași în pictură. Eu cred că de foarte mult depinde de simțirile interioare și trăirile interioare. Dacă tu ai abilitatea ca să avansezi și să ai aceleași reușite asemeni unui om care are studii și mai întâi de toate nu diploma te arată ca specialist. Pentru că cunoaștem foarte mulți oameni care au acte și dețin funcții, dar asta nu le justifică funcția și serviciul pe care îl fac. Eu nu vreau să-ți dau nume acum, dar avem un exemplu foarte mare în țara noastră. Și, da, și asta nu înseamnă că tu ești specialist în domeniul care ai, necătând la o sumedenie de diplome și poți să fii și doctor și master într-o specialitate, cu toate poți fi comparate, poți fi doar pur și simplu că ai zubrit materia și necătând la asta, tine nu poate să te facă ca un artist cu adevărat, pentru că într-adevăr sunt multe prejudicăți și blamări din cauza faptului că poate nu ai terminat academie, poate nu ai studii superioare în domeniu, ceea ce a fost și blamat Nicolae Solac permanent pentru acest lucru, a fost dezaprobat și dezapreciat și eu la rândul meu mă ciocnesc cu această discriminare și dispreț din partea unor colegi de breaslă, hai să spunem, dacă îmi permit ei să-i numesc colegi de breaslă, pentru că mulți nici nu mă consideră așa. Dar asta e, nu pot să zic că toți, eu am întâlnit foarte mulți oameni care au studii nu doar pentru studii, da? Și au și o inteligență emoțională și respectiv apreciază, vorbesc acum de artiștii din Republica Moldova, de oamenii care au terminat artele la noi, Republica Moldova. Da, dar foarte mult contează de simțirile interioare. Sunt oameni care au început să se ocupe de un hobby sau care și-au deschis un potențial la o vârstă foarte înaintată, de 60 de ani sau de 50 de ani, da? Sau care, nu știu, care au trecut printr-o stare psihoemoțională destul de gravă sau destul de grea și s-au regăsit prin art, terapie, s-au regăsit și și-au deschis acel a doua răsuflare, cum s-ar zice, da? Și dacă acesta le aduce satisfacție și plăcere, ei pot să se ocupe în această sferă just ca un hobby, ca pentru relaxare, să se antreneze. Dar dacă doresc într-adevăr să aibă succes în acest domeniu și să performeze, este necesar de foarte multe cunoștințe asidue, ele pot fi acumulate de pe internet, absolut. Important doar este ca să fii obiectiv asupra mâinii și asupra viziunilor tale. Asupra viziunilor? Vrei să spui că înainte de a face, de a începe o pictură, da? Sau un act, înainte de un act artistic în sine, deci ai deja o anumită viziune? Deci cum se întâmplă acest momentum, da, a creației, de fapt, dacă poți, te rog, să descrii? Viziunilor mă refer la viziuni în genere despre artă și ca să fii obiectiv și nu să-ți pară că dacă tu ai pictat o floricică, tu acolo ai făcut-o perfect, da? Deci a viziunilor asupra și asupra oamenilor, pentru că artiștii, de fapt, ei nici într-un caz nu au dreptul acesta de a dori rău omenirii. Ei, din contra, trebuie prin artă sa să facă lumea mai bună și faptul că tu te apuca de pictură doar cu scopul de a face un profit în pofida inconveniențelor omenești, adică să mergi pe capuri, asta nu este sănătos și acesta nu este bine pentru artist, da? Adică la aceasta mă refer. Dar în momentul de concepere, da, deci dacă eu pot să fiu inspirată de absolut din ce, dintr-o temă, dintr-un subiect a unui film sau în urma unui impact emoțional, în urma întrevederii cu un om sau niște emoții care mi-au creat o stare, o situație, orice mă poate absolut. Și în primul rând influențează aceasta oamenii și tot ce este în jurul meu. Și în momentul când, de exemplu, am un subiect care mă atinge, deci pur și simplu am imaginea mi-apare așa vizual ca un film, un concept foarte abstract și foarte blurat, cum ar trebui să arate tabloul meu. Dar în proces, mâna, de fapt, decide care va fi rezultatul final și el este foarte imprevizibil adesea și poate să fie absolut diferit de ceea ce mi-am pus eu ca scop inițial. Și asta este minunat, pentru că eu primesc plăcere de la procesul de creație, nu atât cât de la finalul creării. Interesant spui că despre procesul de creație, fiindcă mi-aduc aminte când eram studentă la Iași, profesorul de literatură română nouă ne povestea despre actul de creație de fapt vorbea mai mult despre durerile creației, da? Și făcea această paralelă între faptul cum se naște un om, da? Deci că un om se naște în durere, de fapt, da? Vine pe pământ în durere. Fix așa și un creator, un artist în durere, de fapt, creează operele sale, fiindcă ele, într-un fel, că ele sunt, deci, talentul te posedează, da? Deci nu poți să nu faci, să nu-i dai viață talentului tău sau operei tale de artă, da? Deci ești, într-un fel, nevoit să o faci, fiindcă dacă nu o faci, începe să te distrugă pe interior, de această energie care se acumulează și care, uite, așteaptă prin, de exemplu, prin mâna ta, prin pensula ta sau prin pixul unui scriitor, da, să iasă la suprafață și dacă o reții, începe să te distrugă toată energia asta pe interior. Dar tu vorbești despre plăcerea de creație. Crezi că totuși există și acel chin, acel sacrificiu, deci unei creații? Da, bineînțeles că ceea ce ai vorbit tu acum este foarte aproape de mine și cunoscut și când zicea profesorul despre anume despre durerea din care se naște, de fapt este acel sacrificiu pe care îl oferim pentru a face ceva frumos, pentru că oricum noi ceva trebuie să dăm, să oferim ca să primim, da? Respectiv această imaginație care vine de la noi, cu muza aceasta care vine, este la fel de chinuitoare dacă nu o expunem așa cum o simțim și așa cum o dorim. Pentru că procesul este la fel de plăcut și la fel de chinuitor din punct de vedere a rezultatului dorit. În proces tu te poți cunoaște și poți vedea greșelile și lucrurile care îți reușesc și astfel tu te poți perfecționa. Respectiv, acesta necesită destul de mult efort, concentrație, atenție și obiectivitate și adesea să-ți calci pe orgoliu că nu ești perfect în ceea ce faci. Ceea ce oamenilor le este mai greu să înfrunte orgoliu, da? Deci mulțumirea de sine. Și procesul acesta, pe cât de plăcut este că tu avansezi în ceva, că îți place cum se așează culoarea, cum aici pensula a căzut, îți place cum forma ți-a reușit, da? Îți place subiectul, îți place conceptul și când la final tu de fapt nu ești mulțumit de ceea ce ai reușit, asta este un chin, pentru că tu ai pierdut, de exemplu, 2 luni sau câteva ore în șir pentru a face o chestiuță foarte mică, un obiect și el nu ți-a reușit. Acesta este chinul, da, dar este și procesul acesta este foarte plăcut, într-adevăr. Este mai greu atunci când nu te poți exprima, pentru că lucrurile astea, într-adevăr, te mănâncă pe din interior, te distrug dacă tu nu le spui, nu ai voce să le exprimi prin arta ta. Vorbești și de Michelangelo, da? De la început. Mi-am adus aminte de istorioara lui cu sculptura lui David, da? Sau David, cum spun corect. Când deci lui s-a adus această rocă, da, această piatră uriașă, și el spunea, deci se spune, când a fost descoperită, în general, sculptura, au fost niște persoane care au leșinat de frumusețea lui David, da, de această sculptură. Și atunci când Michelangelo a fost întrebat, uite, cum ai reușit, da, să faci asemenea capodoperă, practic, o operă de artă, el a spus că când a fost găsită piatra, el deja în piatră îl vedea pe David. Și tot ce a făcut el, de fapt, asta a îndepărtat bucățele astea care erau în plus. Da? Deci, și atunci, pe mine, nu știu, mă minunează, mă fascinează momentul ăsta de creație. Cum poate o mână, da, deci o mână umană sau o ființă umană, cum poate să facă asemenea valori? Cum poți într-o piatră să vezi o operă de artă sau pe o pânză albă, da? Deci uitându-te la o pânză albă, cum poți să vezi deja acolo un tablou care, pentru mine, asta este ceva uimitor. Cum reușești? Adevărat, pentru că asta este materia cu care noi lucrăm și sculptura este ceva uimitor, la fel cum sculptorii iubesc să privească pictura, la fel și eu iubesc enorm de mult sculptura, o admir cum dintr-o bucată de piatră poți scoate un suflet atât de carnal, atât de viu, atât de realistic. Și una dintre întrebările pe care mi le-a dat Irina Revin a fost care a fost cel mai senzual tablou pe care l-am văzut eu, și acesta n-a fost un tablou, dar a fost o sculptură, și sculptura se numește Fantezie de Fritz Klimski, dacă nu greșesc, așa se numește. Eu am pus în postare, am atașat poza la ea și încă câteva sculpturi, și alta dintre sculpturi este furtul stați că vă zic ușa, Benini, da, așa, furtul Perseponei de către Benini, deci, care este în muzeul Uffizi din Florența. Și acolo sunt foarte multe sculpturi de genul și, într-adevăr, la fel cum un sculptor vede o bucată de piatră și el o vede vie, pentru că știe ce dimensiuni posedă, cum maestria îi permite ca deja să zidească în el o viață. Pe cover-ul lui Oleg Brega este Coloana Infinitului de Brâncuși. Prin minimalismul său, Brâncuși este extraordinar. La fel și pictorii, când au ceva, o stare, o emoție și ei au un concept și sunt influențați, ei deja vizualizează tot acest concept, fie nu chiar până la final, el îl vizualizează pe o pânză și îl încadrează în parametrii care sunt. Nu știu, asta vine... Crezi că există un depozit sau o bancă universală de unde noi putem să ne alimentăm imaginația noastră, de unde putem să ne inspirăm? Noi suntem, atunci are și că noi suntem un safeu universal, pentru că tot ce ne înconjoară ne poate să ne recreeze imaginația. Nu este ceva unde ai putea să deschizi cutia și să-ți vină. Eu nu cred în povești cu zmeu adică eu cred în povești, dar nu chiar atât de ireale, da? Hai să zicem. Imaginația este ceva care vine din interior. Ea poate cumva antrenată, dar ea sau este sau nu este. Crezi că poate că artiștii sunt mai sensibili și știu să acceseze acel univers, da, a imaginației și a inspirației? Da. Eu pot să vorbesc din propria perspectivă, deci eu simt destul de sensibil tot ce mă înconjoară și lumea și problemele societății și sunt foarte emotivă la foarte multe teme și imagini pe care le văd și lucrurile astea strânesc emoții, într-adevăr. Artiștii sunt destul de sensibili, ei cumva vibrează la un alt nivel de unde și poate este importantă și viața materială, dar noi suntem mai mulți axați pe partea spirituală și aceasta adesea ne face să suferim pentru că cunoaștem cât de neapreciată, hai să zicem, este partea aceasta în perioada contemporană și în lumea noastră consumistă. În cazul dat, mai ales dacă un artist creează ceva ceea ce este neînțeles de public, este dublu suferință pentru el, pentru că nu se poate regăsi și dacă el tinde ca să aducă un mesaj societății, omenirii, iar oamenii nu îl pot citi și nici nu îl iau în seamă, acesta tot este dureros pentru eu, da? Dar sunt și artiști care fac acest lucru ca un hobby, ca un job ordinar și nu au așa o atitudine destul de dramatică, dacă aș putea să zic, dar în mare parte artiștii sunt destul de dramatici, sunt și actorii și pictorii și muzicienii, datorită acestei laturi care ți-ar părea aparent că este negativă, totuși acesta este un motor care pe care dacă putem să-l gestionăm corect, el poate da roade destul de sensibile și care să atingă coardele sufletelor a mai multor oameni. Crezi că atunci, în cazul ăsta, artistul poate să aleagă că arta să iasă, să reiasă din el sau din ea, din agonie sau din extaz? Din ambele. Deci putem controla sursa. Nu știu, eu nu pot să zic despre alții. Eu nu pot să controlez aceasta. Când vine, eu n-aș putea să-mi închipui, să pictez doar pentru că, nu știu, cred că asta și diferențiază arta banală și cea adevărată. Când faci doar pentru public, cineva dorește floricele, eu n-am nimic contra floricelilor, adică eu iubesc, sunt naturi moarte destul de frumoase, de peisaje, da? Adică, sau nu, hai să zicem așa, când cineva dorește, pur și simplu, niște postere sau niște copii să facă, da? Ca să nu supăr pe niciun artist, niciun plastic care se ocupă cu anumite direcții, pentru că sunt mai multe feluri de picturi, cineva iubește portrete, cineva abstract, cineva natura moartă iubește sau peisaj, da? Este ok, este bine, pentru că pentru care este cerere și ofertă, da? Ceea ce diferențiază, cred că, între o artă banală, atunci când tu pictezi pentru ceva comercial doar de dragul banilor, pur și simplu, ca să fie, da, și cineva intensiv te promovează, ai în spate o campanie de marketing care te promovează și asta se vinde, știi că merge. Și diferența dintre ceva care iese din agonie și extaz, indiferent de natura curentului pe care îl faci. Pentru că în momentul când tu creezi ceva din aceste două lucruri, din toate suferințele și toate trăirile și plăcerile și bucuriile pe care le ai, pictura trăiește, tabloul are un vibe, o energie pe care tu o simți, fiind aproape sau fiind chiar și pe internet, dar de obicei este recomandabil ca să privești un tablou îndeaproape, pentru că poți vedea și structura, și forma, și mișcările luminii peste tablou, da, și culorile se pot vedea mai pronunțat, mai bine și cu vizualul vezi cum este un tablou în raport cu spațiul, în raport cu timpul și în raport cu unde te afli tu, în raport cu tine. Și cred că asta este un lucru care diferențează. Eu nu pot să aleg de ce aș putea fi ghidată astăzi ca să creez un tablou, să diseminez la o parte ceva ceea ce simt eu ca să fac un tablou. Nu pot. Irina, atunci ai vorbit despre copii, da, sau acele reproducții și arta în sine, tablou în sine care, deci, este practic imană acea energie, da, acea stare a pictorului. Eu mi-am adus aminte când am fost odată în Londra, noi am intrat în galerie de arte, în muzeu. Și acolo, la primul etaj, în partea dreaptă, deci o sală imensă, și în mijlocul sălei era tabloul lui Van Gogh, Floarea Soarelui. Multă lume stătea în diferite poziții de astea sofisticate, cineva în extaz, cineva din curiozitate. Eu, sincer, țin minte că m-am uitat, m-am apropiat dintr-o parte, din alt colț și nu țin minte să mă vibreze. Deci mă pot considera într-un fel sau altul că sunt o persoană destul de finuță, da, la anumite chestii. Aici nu țin minte să mă atragă sau să mă aprind într-un fel, știi? Poate fi vorba că atunci în muzeu nu era original, dar era o reproducție? Poate fi și vorba despre asta, dar poate fi și faptul că nu ai rezonat cu pictura și asta este normal. Pentru că de ce oamenii se împartă diferit în dependență de gusturile și preferințele pe care le au, pentru că ei se conectează cu un fel de tip de artă și atunci când tu vezi un tablou care te anină, inexplicabil, posibil, poți să zici că, nu știu, iată îmi place tabloul ăsta, nu înțeleg de ce îmi place, nu înțeleg nici întrânsul, nu înțeleg nimic, dar mie îmi place tabloul ăsta și când mă uit la el, eu contemplez, sunt în liniște sau, nu știu, trezește în mine careva emoții. Cred că poate nu a rezonat sau poate fi chiar și o copie, dar mă refer la nume dacă să pui un... Dacă cineva ar fi dorit să facă, nu mă refer la reproducere, dacă cineva ar fi dorit să facă un tablou pur și simplu că i s-a cerut niște floare a soarelui și el nu rezonează în momentul acela, nu are aceea simțire de trăire, cum ar trebui să arate acea floare a soarelui, el nu simte, nu palpează cumva emoțional acea floare a soarelui, el nu va putea să o redea pe pânză astfel ca persoanele trecând pe lângă acel tablou să simtă viața din acea floare soarelui, da? Deci cineva stă în mai multe ipostaze, într-adevăr îl mișcă, l-a mișcat, pe tine poate nu te-ai mișcat pentru că tu nu ai rezonat cu acel tablou, atâta tot, dar mă refer anume, cum ai vedea, de exemplu, ilustrație cu floarea soarelui, care este o ilustrație, știi că este comercială, astfel și tablouri pot fi făcute, la fel ca și acele ilustrații care nu redau nimic mai mult decât obiectul în sine, decât forma în sine, fără niciun mesaj, fără nicio simțire, nicio viață. Crezi că totuși prin artă, crezi că noi ne putem educa? Crezi că putem să ne trezim, nu știu, această atracție față de tot ce înseamnă artă, tot ce înseamnă galeriile de artă, sau sculptură sau literatură? Este posibil această antrenare, da? A dorinței de a cunoaște arta. Da, desigur că. Știi, este vorbă, pofta vine mâncând. Dacă omul este privat de... Dar este cumva imposibil să fii privat de artă pentru că tot ce ne înconjoară, natura, este artă, da? Deci noi observăm multe pattern-uri care se repetă din natură. Este vorba chiar și despre mijlocul de aur, despre cifra lui Fibonacci. Toate aceste lucruri sunt repetate într-o formă sub frunzele, sub celulele, sub țesuturile și omul nu este limitat și nu este privat de artă absolut nici când, niciunde, chiar aflându-se cu sine însuși, el este o creație de artă, omul în sine. Dacă să ne gândim câte lucruri, câte componente chimice, câte mecanisme, bioritmuri avem noi, biologice, în interiorul nostru, noi suntem o creație de artă. Deci, dacă noi dezvoltăm acest gust în oameni față de tot ce ne înconjoară, acest gust estetic, această dragoste față de culori, față de natură, față de aproapele său, noi deja dezvoltăm în el, creștem în el această dragoste față de artă, respectiv treptat putem educa o piață, ceea ce deja cumva s-a educat la noi pe o perioadă care a fost modernă, da? Deci în perioada modernă, pentru că observăm o tendință de preferințe și gusturi pe piața noastră, ceea ce ține de peisagistică și de lucrurile care ne înconjoară, pentru că arta vine din tot ce ne înconjoară, da? Și tablourile care sunt mai mult preferate, cumva, tendințele, educația care vine a pieții de artă din anterior, vine de tot ceea ce vedem noi. Astăzi însă avem arta abstractă, avem arta contemporană, care este diferită de ceea ce vedem, este mai mult conectată cu stările interioare, cu imaginația și cu viziunile proprii, cu niște lucruri mult mai abstracte, da? Care îl duce cu gândul pe om că el ar putea fi creatorul acestui tablou, pentru că privind și contemplând asupra unei picturi abstracte, tu singur deduci ce dorești să vezi pe acest tablou și pictorul nu este în drept să-ți interzică ca tu să ai viziuni vis-a-vis de acest tablou față de pictura care o vezi, da? Și practic îți dă această șansă de a fi propriul creator, propriul regizor de filme, da? Deci, indicând la faptul că nu ești posesorul acestei picturi. În cazul dat, noi putem să, explicându-le aceste lucruri oamenilor și aducându-le la viziunea lor acest tip de artă, da? Noi putem să educăm prin artă, prin manifeste, prin lucruri care trezesc în oameni niște repulsii cu privință la niște subiecte destul de dureroase. Putem să trezim în oameni niște dorințe de a schimba ceva în societate. Și arta este un instrument destul de pașnic și destul de efectiv, dacă mai mulți oameni sunt implicați și contribuie spre aceasta. Uite, și acum mi-am adus aminte după al doilea război mondial, da? Deci, după ce s-a terminat cu fascismul, Germania, o țară cu oameni în principiu intelectuali, foarte harnici, foarte corecți, da? Și axați pe muncă, s-a trezit în fața unei probleme cum să fie eliminat virusul fascismului, da? din creierul lor. Și atunci s-a ajuns la concluzie că unica modalitate să elimini virusul fascismului este să investești masiv în artă. În artă, în cultură. Crezi că nouă ne lipsește, nouă Republica Moldova, crezi că ne lipsește această dorință de a cunoaște artă, de a ne perfecționa, de a deveni o societate mai dezvoltată, mai performantă? Putem să mișcăm lucrurile prin artă? Cu desfășurire nouă ne lipsește dorința de a susține și de a mișca lucrurilor prin artă, pentru că Moldova este plină de oameni talentați și avem o mulțime de proiecte care se nasc și mor din cauza că nu sunt finanțate, nu sunt susținute de către guvernare, de către oameni. Cumva în societatea noastră este preconcepția că arta nu este principală, arta este ceva care sărăcește, arta este ceva care nu aduce nimic bani și din acest considerent lumea nu prea investește în artă, nici nu prea își dă interesul să susțină artiștii, da? Deci este, nu. Adică, ok, dacă am ceva pe gratis, atunci eu am să ascult, dacă îmi place cântecul, dacă se transmite la radio, eu îl ascult, eu am să-l pun, am să-l copii și am să-l pun la nunți, de exemplu, da? Dar nu se ia în considerație cât s-a muncit la acel cântec, cât au muncit oamenii care au transmis acest cântec la radio și apoi cât s-a muncit până a ajuns oamenii, interpretul acesta la radio, da? Iarăși vorbim despre galeriile de artă. Sunt multe chestii birocratice care ele mai vin încă din URSS și este foarte greu să răzbați unui artist tânăr la niște uși, hai să zicem, ca să deschizi niște uși. Avem, într-adevăr, multe lucruri care se pot naște la noi în Republica Moldova și să dea o roadă destul de bună și pozitivă asupra societății, care să ajute oamenii. Eventual vorbim despre street art, despre graffiti. Această cultură încă nu este atât de dezvoltată și nu este atât de crescută la noi în Republica Moldova, însă cunoaștem că este Izi Izvine, o pictoriță destul de bravă, care deja a pictat câteva fasade cu grafiti și ea este cunoscută peste hotarele Republicii Moldova. Dacă ați fost vreodată la Atu Winery, ați văzut probabil, sau la Tequil, este fasada făcută în acest tip de artă, street art. Luând în considerație că Chișinău este un oraș care nu prea se ia în calcul aspectul estetic al orașului, da? Și avem o mulțime de clădiri destul de urâte, s-ar fi putut investi în acest tip de artă, street art, pentru a înfrumuseța fasadele clădirilor, ceea ce este o practică destul de înrădăcinată deja în țările europene. La fel ca și muzica, vorbim despre hip-hop, poezii, da? Deci noi nu avem o comunitate, în primul rând, chiar și între artiști, între pictori, nu avem o comunitate atât de strânsă, pentru că este o divizare între curente, este o divizare de interese, este o divizare, o dezbinare, da? O dezbinare socială, este o dezbinare și iarăși, la nivel de studii, mulți consideră că dacă au facultăți terminate, deja ei sunt pictori. Oleg! Noi te auzim! Scuze, dar credeam că am oprit microfonul. Mulțumesc! Bun, dar dacă tot m-ați băgat în chinou, acum îți fac și eu observație. Uite-te, te rog, la cameră, nu te uita la tine. Știu că ți ești dragă, dar uite la cameră. Știi unde e camera? A, uite, în direcția asta. Acum te uiți la cameră. Bravo! Nu pot să mă uit, eu mă uit la Erica, de fapt. Eu mă uit la Erica, că Erica de sub imaginea mea și eu mă uit la Erica, eu vreau să fac feedback-ul ei și adică n-are sens să mă uit la cameră pentru că eu mă uit cum reacționează ea, dat fiind faptul că nu văd oamenii și nu văd comentariile. Deci eu mă uit la Erica, așa că... Oleg. Mulțumesc! Apropo, azi chiar ascultam la radio RFI. Era un reportaj din Paris și reporterul recomanda că în această perioadă, până încă nu s-au redeschis toate muzeele, recomanda deci tuturor celor care se plictisesc acum fiind în Paris, poate se plictisesc fiind în Paris, să meargă în urbile, da, în suburbile Parisului pentru a descoperi această artă stradală. Și chiar auzind acest reportaj, mă gândeam, wow, ce fain ar fi să fie lansat ideea și în Chișinău, da? Ca să înfrumusețăm, să împodobim, să diversificăm, de fapt, străzile Chișinăului prin această artă stradală. Oare ce ar fi nevoie pentru acest lucru? Cât de costisitor ar fi acest proiect? Este destul de costisitor. Acum nu pot să vă dau o sumă, pentru că eu nu sunt artist nici mural, nici stradal. Baloanele acestea pentru o artă costă cel puțin 50 de lei, un balonaj care îți ajunge pe, nu știu, pe un metru pătrat, acolo este foarte scump. Toate materialele acestea sunt destul de scumpe. Nu ne-ar permite la fel și autoritățile, avem nevoie de multe acte și oameni care să ne semneze foarte multe hârtiuțe ca să ne facă un acces oficial la un perete, de exemplu, da? Și iarăși nu avem susținerea aceasta din partea... La noi nu este cumva dezvoltat acest curent, da? Nu este susținut. Iarăși, noi vorbim despre o educație a aprecierii artei, ceea ce la noi nu prea este. Suntem mai mult deprinși ca să criticăm pe alții, suntem mai mult deprinși să urâm și să desprețuim ceea ce fac alții, decât să acceptăm și să admitem că este alt fel de artă decât fac eu. și indiferent dacă ea îmi place sau nu, eu apreciez că omul acesta contribuie cumva la îmbunătățirea societății și din solidaritate să-l susțin. Iată, noi nu avem această solidaritate și eu înțeleg care este motivul. Motivul, de fapt, vine înrădăcinat după destrămarea URSS-ului. Pentru că în perioada socialistă și cunoaștem care era anumită filozofia socialismului, că toți sunt egali, respectiv cineva muncea și cineva trândăvea și primea lauri din urma celor ce munceau, da? Și toți erau remunerați la egalitate. Și în moment când a venit democrația și capitalismul, respectiv oamenii au rupt vămile, au rupt hotarele și au plecat. Cine a reușit să agonisească bani peste hotare sau aici în Republica Moldova, sunt acei oameni care au muncit și în perioada socialistă, da? Iar cine a fost lenos și n-a dorit să facă nimic, în continuare a rămas să se plângă și să vadă că în grădina vecinului peluza este mai verde sau el are 4 capre, dar el are niciuna. Da? Și în continuare este cumva, iată, aceasta subconștient, avem toată invidia asta, genetic cumva și va fi necesar să treacă câteva generații de oameni și câteva generații care vor, din diaspora care vor reveni de peste hotarele țării ca să educăm un alt fel de societate și dragoste față de artă. Și va fi destul de greu ca să educăm aceasta în oameni. Da, pentru că vă ziceam, este ceva la nivel genetic instituit și lucrurile nu se schimbă peste o noapte. Dar dacă nu vom face nimic, vom rămâne în continuare la aceeași birocrație și la mentalitatea pe care, din păcate, mulți o au. Irina, dacă noi acum facem puțin să solicităm puțin ajutorul Oleg Brega. Apropo, Oleg, încă o dată mulțumesc frumos pentru că ne faci posibil această, această șuietă de astăzi. Și dacă am fi posibil, prin intermediul deja conexiunii noastre între ei, să facem un apel, pentru că să nu așteptăm să treacă câteva generații ca să cunoaștem, să simțim arta, să începem să o trăim, înțelegând faptul că doar prin artă ne putem schimba mentalitatea și felul nostru de a fi, putem deveni oameni de altă calitate, să facem poate că un apel la o eventuală strângere, colectare de fonduri, pentru ca să facem Chișinăul nostru, da, un centru, de ce nu, un centru de street art, da, deci de această artă stradală, pentru ca, într-adevăr, să depășim acest moment de inerție în care ne aflăm cu toții și pentru ca să ne deschidem inimile, să deschidem sufletele și nu, în ultimul rând, poate să fie creată această solidaritate între artiștii, deci plastici din Republica Moldova. Oleg, ce zici? Te conectăm la discuție. Sponsorul transmisiunii. Nu, vorbim acum, fiindcă, mine sună destul de tristă această Irina, deci spusele tale, că este nevoie să treacă câteva generații până se schimbă mentalitatea. Nu, eu, astăzi, sau mâine, sau poimâine, sunt gata să aștept puțin, dar vreau să particip la această transformare, de fapt, a mentalității noastre, această transformare a imaginii Chișinăului, fiindcă m-am născut aici, trăiesc aici, nu intenționez în principiu să plec nicăieri, deci călătoresc foarte mult, da? Deci, dar de fiecare dată mă reîntorc acasă și aș vrea ca copiii mei, deci eventual nepoții mei când vor apărea, să aibă o lume mai bună, să aibă un spațiu mai prietenos, mai inclusiv pentru toată lumea. Și da, în cazul acesta ar trebui chiar la nivel de guvernare de implementat un proiect care ar permite transparent colectarea niștor fonduri care să fie liberi la dispoziția artiștilor pentru și ei să le ofere această posibilitate din punct de vedere legislativă corectă și să le dea accesul la pereți, da? Pentru că nu putem să ne apucăm acum să putăm orice perete. Da? Și nu ne putem permite pereții care ar trebui, de fapt, pictați nu ne putem permite să ne apucăm, pentru că cineva o să găsească și o să zică că aceasta este teritorie privată și poți căra de aici. Mm-hmm. Deci putem să mai gândim la acest aspect. Eu aș decriminaliza prin lege grafiti. Eventual aș interzice doar mesaje incitatoare la ură, svastică și alte mesaje periculoase. Altfel, mie mi se pare extraordinar peretele desenat, măzgălit și războiul de grafiti. Când unii vin cu un mesaj, alți cu alt mesaj. Tot așa. Mi se pare extraordinar. Nu știu de ce n-ar fi susținut asta. Super, atunci de ce nu să ne gândim mai profund la... Mai ales că eu cu tine, Erica, suntem implicați politic, vrem să candidăm, poate ajungem în funcții publice, poate o convingem și pe Irina să facă în pauza între picturi și flash mob-uri și ce mai are ea, să facă și, eu știu, campanie electorală pentru Verzi, să schimbăm comportamentul demnitarilor. Oleg, eu n-am să mă implic în politică pentru că eu trebuie să fiu independentă și să nu fiu influențată de politică, dar totuși eu am să pledez în continuare contra probleme, adică pentru rezolvarea problemelor sociale din care fac parte și eu și respectiv sunt vizată de foarte multe probleme și discriminări, respectiv ceea ce pot face eu să stric despre aceste lucruri este prin arta mea, cum am făcut prin performance-ul legat de Body Positive Power, cum am făcut prin performance-ul la Biserica Sfânta Dumitru și cum mai am de gând să mai fac încă și mulțumesc de susținerea oamenilor și de susținerea Curaj TV, pentru că, într-adevăr, m-au susținut. Respect pentru artiștii care se simt oameni ai cetății și se implică în avangarda civilizației, mai rău de cei care se cred atemporali, se cred veșnici în turn de filde și nu se implică în politică, cum zice Irina, dar nici nu se interesează de problemele vremii și nu ți-or lua atitudine față de rasism, nu ți-or lua atitudine față de dictatură și devin complici la astfel de fenomene politice, culturale, sociale. Da, de acord. Irin, dacă, de exemplu, eu aș vrea dacă pot să-mi iau o decizie, uite, vreau să învăț să pictez sau să fac o sculptură sau să posed arta literaturii, da, deci arta cuvântului, cum crezi că, cum pot să aleg corect instrumentul, da, deci să aleg de alta pensula sau pixul? Să încerci tot până vezi ceea ce îți place. Să încerci tot până rămâi la acel instrument asupra căruia știi că nu ești perfectă, dar îți place și exersezi și de zi cu zi faci același lucru monoton, dar el îți aduce ție plăcere. Deci nu pot să mă aștept, de exemplu, uite că într-o zi pensula singură va veni în mâna mea și eu voi simți acea revelație a momentului și voi începe să pictez. În principiu, este nevoie și de voință, da? Da, desigur că trebuie să mai întâi de toate, ca să înțelegi dacă pensula este ceea ce îți place ție, trebuie să iei pensula în mână și să te apuci să pictezi. Dacă vrei să scrii o poezie, trebuie să iei pixul, să-ți iei o foaie, să stai și să gândești ca să scrii o poezie sau ceea ce te-a inspirat tu, să alegi rimele sau cuvintele corespunzătoare. Și așa la infinit, orice necesită. Încerci poezia, încerci pictura, încerci muzica și vezi la ce te oprești, ceea ce te mișcă pe tine și la care tu ești gata să investești timpul tău prețios, nespus de mult, la care tu ești gata să investești emoții și să refuzi la careva conforturi personale, la niște chestii, hai să zicem așa, prieteni sau cercuri de oameni care poate, nu știu, te regăsești sau ești din confort cu ei sau dintr-un statut politic, dintr-un rang social, da? Pentru că atunci când te începe a face un lucru care aparent nu-ți aduce profit, tu cumva pierzi din capacitatea de a fi financiar potent, da? La o perioadă anumită și aici îți poți verifica prietenii adevărați care sunt alături. și partenerii, și să-ți schimbi partenerii care, de afaceri, care te vor susține într-această perioadă. Ce sfaturi ai putea da părinților? Deci care poate că se confruntă cu situația când copiii spun că, uite, vreau să urmez Academie de Artă sau vreau să urmez o școală de pictură și părinții le sfătuie și spune, alege și tu, nu știu, o inclinație, o direcție sau o facultate care să-ți fie aducătoare de bani pe viitor. Ce putea să recomanzi părinților să facă în cazul ăsta? Poate să susțină copilul. Să susțină copilul în ceea ce dorește. Dacă vede că copilul are aptitudini, are inclinație într-acel domeniu, dacă el nu poate ziua și noaptea stă și măzgăliește caietul acela. Când s-o pus și face matematică și el 2 plus 2 egal cu 5, adică teoretic este corect 2 plus 2 egal cu 5, dar dacă el stă și măzgăliește și în loc de cifre, înseamnă floricele și vezi că el are inclinație sau cântă de zi cu noapte și el este interesat din orice instrument muzical, de orice sunet, atunci nu ucideți acest vermișor care este în copil, pentru că anume această pasiune este motorul care te ajută în viață și dacă stingi focul acesta din copil, ai toate șansele ca părinte să primești un om ratat sau nemulțumit de viață, nefericit. Și posibil, dacă este o persoană destul de puternică, el va reveni la pasiunea sa și peste ani va rupe această influență vicioasă, hai să zicem așa, care îl strânge aceste cătușe. Dar dacă este o persoană destul de fragilă, care nu va putea să regăsească, atunci va fi un om care permanent ceva nu o să-i ajungă. Și noi cunoaștem o mulțime de oameni care sunt nefericiți și dacă le-ai da în momentul acesta întrebarea ce este pentru tine fericire și dacă cu adevărat ești fericit în viața aceasta, ei o să înceapă să aducă argumente, compensări, că da, ia că eu, de exemplu, așa, dar este ceva în suflet, un dar. Iată, acel dar este pasiunea și focul stins în momentul când nu a putut să-și extindă dorințele și sufletul nu a avut spațiu suficient, nici aripi, nu i s-au dat aripi ca să facă ceea ce îi place. Crezi că aceste aripi pot fi regăsite? Da, dacă persoana este puternică și dorește cu adevărat, deci cum ziceam, dacă acest copil crescând mare se eliberează din cătușe, el o să reușească să-și găsească puterile și iată una din întrebările care a fost date de către Irina Reven despre care este pictura mea preferată din cele ce am făcut, este Descătușare, este o pictură executată în 2019, pictura care v-a pus baza libertății mele artistice. Oh. Da, iată în U-Power, chiar este aceea prima, în colț. Da. Mai jos, Oleg, care era de Salvador Dali. Da, iată acela cu cerul în cap. Da. Trebuie foarte aproape de a dată, acolo să văd niște lanțuri. În mână are o pensulă și cerul care vine în cap este cosmosul, care ideile de unde vin, de unde generează un artist. Acea bancă, da, universală de da, inspirație, da, de care da, vorbeam. Da. Crezi că este nevoie de curaj? Cum crezi? Deci este nevoie de curaj totuși pentru ca să accepți că ai anumite tendințe, că vrei să faci anumite schimbări în viața ta? Sau de ce calități este nevoie să le posezi sau să le antrenezi în tine pentru ca să faci o anumită schimbare? Curaj, perseverență, dorință, cam acestea sunt. Dragoste față de ceea ce faci. Să fii cu sufletul și inima curat față de lucrul pe care îl faci. De pasiunea ta, cu adevărat. Bine, dar dacă oamenii în jurul tău nu te susțin, crezi că e ușor să depășești această... Aici cum ajungi? Curajul te ajută, curajul și puterea te ajută. Trebuie să ai putere interioară destul de multă, curaj ca să supraviețuiești, să-ți regăsești, să schimbi poate, nu știu, anturajul poate să schimbi, să-ți găsești oamenii care te susțin, pentru că din 100 de oameni care or să te înconjoare, 80 dacă sunt contra, 20 vor fi care te vor susține și acești 20, chiar și unul să fie, va compensa absolut tot negativul care vine din exterior. Este necesar să ai un sprijin cât uși de puțin. Un om singur poate să te susțină, chiar printr-o vorbă, printr-o, nu știu, prin prezența sa. Știi că este o teorie a filtrelor, da? Că noi oamenii suntem în general influențați foarte mult de anumite cercuri de influență, da? Deci primul cerc, primul filtru de al nostru, a personalității noastre este familia. Deci ce vor spune, ce va spune familia, da? Ce vă spun părinții, soți, soții, copii, dacă voi îndrăzniți să fac o schimbare anumită în viața mea. Deci după cercul familiei urmează cercul persoanelor, de fapt, care, părerea cărora contează pentru noi. Și după care urmează și cercul societății întregi, ce va spune lumea. Știi cum la noi la moldoveni e foarte actuală chestia asta. Păi ce va spune lumea? Uite, și aceste filtre, până la urmă, ele, într-adevăr, atât de mult ne crispează. Nouă ne este frică să faci o schimbare, nouă ne este frică să te expui, nouă ne este frică să poate să ieși cu un tablou, uite că asta este pasiunea mea, da? Sau... Și atunci stau și mă gândesc cum pot fi ajutați oamenii să treacă peste aceste bariere, peste aceste filtre, ce o să spună oamenii, familia sau oamenii influenți despre schimbările din viața mea? Nicicum. Artiștii nu trebuie să ajutați, iată, anume din această perspectivă. Dacă el se teme, el trebuie să te încurajat, da? Dacă îți place ceea ce faci și trebuie să faci bine, poți să-l încurajezi. Iar dacă el în continuare se plânge că nimeni nu-l iubește, că nimeni nu-l dorește, că nu creez de aia, că pe mine nu mă văd și pe mine nu mă aud, dacă el găsește aceste motive ca să se oprească din ceea ce face, înseamnă că arta nu este pentru dânsul, nu este suficient de bun în acest domeniu. Pentru că un artist trebuie să aibă curajul să spună niște lucruri destul de... tăioase uneori, destul de adevărate, destul de dure, destul de dureroase, iar dacă tu nu ai curajul prin arta ta să-ți exprimi poziția și să faci un manifest care să schimbă societatea înspre bine, în cazul acesta, mai bine te ocupi de altceva. Este o asumare destul de mare ca să-ți, nu știu, sau pictezi pur și simplu la comandă fără ca să, nu știu, doar... stai ok cu faptul că ai un job suplimentar și mai ai un hobby pe lângă asta, că pictezi, de exemplu, și nimeni nu-ți va spune că ce o să zică lumea, pentru că tu ai un job, lucrezi la bancă și suplimentar mai desenezi ceva. În cazul dat este ca o meserie suplimentară, hai să zicem. Dar nu pretinzi la faptul că nu te înțelege lumea și nu mai ai acest drept, pentru că tu n-ai certificat ceva în numele artei. Crezi că dacă, știi, deja vorbim de mai mult de o oră, dar de fapt ne-am pregătit pentru ori. Nu știu dacă oamenii nu s-au plictisit mai ei, eu nu văd comentarii, Violet, poți să spui dacă mai sunt comentarii, ceva întrebări, poate prin live, că eu cu Erica, noi nu vedem ce ne treabă pe noi prin transmisiune și nu știu dacă lumea nu s-a plictisit. Sunt comentarii, dar am vrut să vă întreb eu și să vă aduc înapoi la discuția despre fericire. Dacă mi-amintesc, în adolescență citeam din Cioran, de exemplu, sau alți filozofi care spunea că creatorul fericit nu-i deloc productiv, mai degrabă suferința te inspiră. Și Irina a vorbit mai devreme despre fericire, dar presupun că se referea la satisfacția de a face ce-ți place, de a găsi muza și nu la fericirea aceea idiotă care te face să zâmbești când nu înțelegi nimic și ai un orizont foarte îngust. Da, bineînțeles, Oleg, dacă să ne întoarcem la pasajele din Biblie, fericit este cel care nu știe nimic, da? vorbesc despre satisfacție, fericirea împlinirii, de faptul că tu te ocupi, ești liber să-ți exprimi gândurile și emoțiile prin modalitatea care dorești și în cazul dat este artă, da? Vorbesc despre această fericire. Dar nefericirea îl face pe om să ducă la schimbări, dacă el are curajul și dorința aceasta. Suferința îl duce la schimbări, să dorească să facă ceva spre bine ca să fie fericit. Și când ajunge momentul când este fericit, apare altceva care iarăși îl face nefericit și iarăși suferă din cauza la ceva și prin asta și se datorează progresul și mișcarea. Nefericirea câteodată poate să ducă și la sinucideri, din păcate. Oare cum pot fi ghidați oamenii până la urmă să treacă și să fim puternici și să cunoaștem? Cum să trecem peste aceste momente de nefericire temporară? Eu cred că atunci asta nu este o fericire, este o mulțumire, o bucurie, nu știu, nu poți să zici că este fericire. Fericirea, în primul rând, vine din interior. Și prin asta și se datorează. Iar dacă în interior nu este, dorim să-ți o creezi artificial, primim falsitate, primim depresii, primim ipocrizie, primim și multe chestii superficiale. Dar fericirea trebuie să vină din interiorul nostru. Este foarte profund și abstract subiectul ăsta de fericire, pentru că la fiecare om fericirea este ceva separat și, cum ziceam, izvorul respectiv trebuie să vină din interior. Tu nu poți să fii un om nefericit și să cauți în altă persoană fericirea. Multe cupluri se axează pe această temă, dorind să-și găsească alinarea în altcineva, dar de fapt el rămâne la fel de nefericit pentru că persoana de alături nu este un burete din care poți să storci orice și, și el să rămână sterp până la sfârșit, da? Adică să-l seci de toată energia. În cazul dat, tu ești o persoană nefericită, dorind prin prisma altcuiva să te faci fericit. Cunoaștem și părinții care doresc prin prisma copiilor, făcându-i pe copiii săi, îndeplinindu-și dorințele și visele prin prisma copiilor săi. Da? Deci nu a devenit o balerină, i-a dat fiica la balet, decât faptul că ea nu are nicio inclinație sau nu-i place ceea ce face. Da? Deci, iarăși, vorbim despre o fericire interioară, adevărată, autentică, care vine din lucruri mărunte, din interiorul tău, din bucuria de a fi astăzi, aici și acum, în acest spațiu, în această dimensiune, de la niște lucruri foarte vitale, poate uneori destul de triviale, dar este o fericire interioară. Aveți o întrebare, dacă îmi permiteți, o întrebare de la colega noastră Olga Afanas, care înțeleg că a vorbit săptămâna trecută tot la Șuietă, nu? Sau în primele zile, în primele ediții a fost. Vă laudă, zice că e frumoasă discuția, dar cum revine la tema cu arta stradală. Pentru ca să apară artă stradală multă și diversă, ar trebui, crede ea, să fie mai mulți oameni liberi. Street art-ul, eu îl înțeleg, zice Olga Afanas, ca o artă a oamenilor liberi prin excelență. De fapt, exprimarea artistică este în esență expresia spiritelor libere, ceea ce ne doresc tuturor, mulți oameni liberi în gândire și simțire. Hai să vorbim despre libertate, dacă am vorbit despre fericire. După cum am înțeles ce a spus Irina, uite Irina, ce interesant ai spus, că de fapt un artist își dezvăluie personalitatea lui, practic apare, deci prin creația lui, un artist apare dezbrăcat, da? Deci îi vedem absolut toate trăirile, emoțiile, stările interioare, ființa lui interioară, practic iese la suprafață prin această operă. Și, na, cât de liber într-adevăr poate să fie omul sau cât de puternică trebuie să fie dorința omului de a crea, astfel ca toată lumea să-i vadă, da? Deci absolut tot interiorul său pus așa pe tăviță. Și mai precizez eu, cât de liber trebuie să fie omul femeie într-o societate patriarhală, când locul femeii la bucătărie și sentimentele ei nu le interesează pe bărbați și pe, nici pe copil și pe nimeni nu interesează și femeia trebuie să stea departe de viața publică. Deci când ești și artistă și femeie, nu e așa că e mai complicat? Da, este mai complicat, mai ales în societatea noastră, unde este cumva... este o preconcepție despre femeie, da, că ea nu e... Astăzi noi muncim destul de mult la faptul ca să emancipăm femeile și acest curent de feminism, care este, de fapt, nu este despre una față despre bărbați, dar este, de fapt, despre o atitudine egală față și de femei cu drepturi egale, da? Și în cazul acesta contează mult să ai o susținere, în cazul acesta, măcar 1 sau 2 persoane gânditoare la fel ca tine, care să susțină curajul și nebunia, ori să ai suficient de curaj și adesea pe alocuri să ai și tupeu, hai să zicem așa, ca tu să poți să ieși în stradă, să-ți manifesti ideea și gândul, pentru că ceva poate să fie... văzut la noi totuși, noi, chiar și cum Erica tu ai menționat, că noi ne ghidăm după faptul ce o să zică lumea, da? Și prejudecățile acestea, chiar și la manifestele mele, multe n-au fost înțelese, da? Trăim într-un stat care este condus de către biserică, eu n-am nimic contra credinței, credința în sine este cu totul altceva, vorbim despre o religie, despre niște aberații, despre niște chestii, fiecare este în drept să creadă și să aibă confesiunea care și-o dorește, dar să nu fie în detrimentul și în daunul societății. Și aici, iată, concret vorbind de Republica Moldova, cât de liber poți fi, este legislația. Poți fi liber în cadrul legislației și poți fi liber în cadrul perceperii tale față de lume, cât de deschis la minte ești și cât de mult îți permite imaginația ca tu să faci ceva schimbări spre bine în societatea ta. Și ai libertatea în cadrul legislației și iarăși, nu este cert că legislația nu o să poată să facă ceva fictiv contra manifestelor tale. Vorbind despre... Da, iată, libertatea asta trebuie să vină din interior și iată, atunci când vorbim că dacă un artist nu-și găsește curajul să-și expună gândul, eu, nu știu, îl susții, dar... dacă ești mereu cu chestia asta psihologică asupra lui, spune și el se plânge că nu poate să vorbească, deci în cazul dat arta nu este pentru el. Eu vreau să menționez aici un performance făcut de Yayo Kusama. Este o artistă japoneză care lucra cu oamenii și ea, nu știu dacă ați văzut tablourile ei, sunt în puncte. Deci ea a migrat în America din Japonia, în perioada când era încă Japonia destul de feudală, hai să zicem așa. Deci, ea a migrat în, nu mai țin minte acum în ce an, în anul 1930 sau 50 sau 40, pare mi se, nu mai țin minte. Era ceva în preajma războiului și ea a făcut un performance după o expoziție de-a sa infinite, a făcut un performance unde lumea a ieșit în stradă goi, toți erau goi. Manifestul pe care a vrut ea să-l facă era despre cum ai putea un astfel de corp perfect să-l duci la război, să-l dai unui măcel pentru niște dorințe atât de urâte, pentru scopuri financiare, pentru că în baza la războaie se fac bani. Și orice tip de război, și informațional, și cel cu arme. Și era în perioada de război, era respectiv lumea a blamat-o din cauza că a spus atâta nuditate pe stradă, cum era posibil în New York, să scoți sute de oameni, goi, nudiști pe stradă, da, cu așa lozinci. Și pe lângă faptul că era discriminată, pentru că era o femeie, era asiatică, iar în perioada aceea galeriile erau deschise doar pentru artiștii bărbați. Ea a îndurat foarte multă discriminare la acest capitol, pentru că mai ales era o imigrantă Practic toți banii investea în artă și ea era a avut o tentativă de sinucidere, dar nereușită și foarte bine, pentru că ea acum trăiește, chiar dacă la bătrânețe s-a adresat într-un ospiciu pentru oamenii care suferă de boli mentale, totuși ea este lucidă și creează în continuare. Și succesul, faima către ea a venit abia pe la 60 de ani, cred că. Ea acum are 90 ceva de ani. Da, și iată, vorbim despre acel curaj. Ea a avut destul de mult curaj ca să facă, pe lângă acesta, mai multe performance-uri, destul de multe, și să vorbească societății despre o problemă. Și a fost blamată nu doar atât pentru că a scos nuditatea, dar a fost blamată și pentru poziția ei politică, pentru... Atunci toți erau doar cine luptă, pentru cine luptă, nu mai țin minte despre ce război era vorba, dar lumea se împărțea că da, ar trebui să se țină războaie ca să ucidă pe nu știu cine acolo. Da, curajul cel al ei, curajul ei nu era cumva inadecvare? Una e organul sexual dezgolit, nuditatea în Orient, și alta e în Occident. Poate ea venea de acasă cu dexteritatea de a arăta corpul dezgolit și organe sexuale dezgolite, și acolo în Occident e o pudoare care vine din creștinism. Ei, japonezii, fiind cumva scutiți de creștinism. Poate ea nu era adecvată mediului, nu și-a dat seama că nu poți să te joci cu așa ceva în America, cu ce poți să te joci la tine în Japonia. Din contra, în Japonia nu era în perioada aceea atât de libertină și era influențată de niște restricții manierate, hai să zicem. Adică erau niște chestii destul de... nu știu cum să... Deci, ce voiam să zic? Ea a venit dintr-o societate destul de restrânsă, închisă, și a venit în New York, unde, de fapt, orgiile în anii 30 erau destul de răspândite, da? Și era revoluția sexuală în perioada aceea. Adică nu era într-o epocă unde ea ar aduce revoluții prin manifestul său. La etapa actuală, în New York, deja erau practicate astfel de manifestații, însă ea a venit cu un performance artistic, da, pe străzi, public. Adică e ok să vezi ororile pe un teren de bătălie, să vezi cum mor copii, mor oameni, mor tineri potenți. Da? Deci e ok să vezi cum revin acești soldați mutilați acasă, dar nu este ok să vezi o perfecțiune creată de natură. Acest corp este o artă, cum vă ziceam inițial. Cert este că și astăzi, într-adevăr, corpul uman dezgolit este, practic, printre puținele obiecte care atrag atenția publicului. Și nu în zadar, chiar și grupul feminist din Ucraina, da? Deci iese destul de des topless pentru a atrage atenția asupra inegalităților și asupra anumitor momente discriminatorii din societate. Și când, într-adevăr, o problemă mai gravă, deci câteodată, anume prin faptul că prin nuditatea poți atrage atenția publicului sau mass media. Ieșeau, da, cândva ieșeau fetele de la Femen, dar acum sunt refugiate și ele și puse raieți refugiate în Occident. Poate să se relaxeze situația cu noul președinte ucrainean, dar pe timpul lui Ianukovici, a lui Iușcenko, era stresant. Și adevărat, da, că ele protestau, da, foarte categoric împotriva bisericii. Vă amintiți, tăiau jos, tăiau răstigniri, cum se chema aceea, crestopoval, ceva de felul ăsta, cu drujbe. Deci da, era prea revoluționare pentru mediul acela. Da, eu nu susțin vandalizarea, în primul rând. Eu cred că, iată, aici libertatea cumva este deja încalcă drepturile și libertatea altcuiva. Libertatea ta se termină acolo unde deja începe a încalca drepturile, libertatea altcuiva. Și vandalizarea nu este o modalitate de a te exprima artistic. Părerea mea e că s-ar fi putut cumva și pașnic de făcut, da? Îmi pun telefonul la încărcat, pardon. Păi ele pașnic au făcut, n-au dăunat nimănui și o cruce de lemn nu e monument de artă, deci nu a mai vandalizat nimic și pentru că crucea aceea a fost băgată poate fără acordul autorităților, știți cum fac, se construiesc biserici în curtea gimnaziilor, în curtea grădinițelor, hop, s-a îmbătat Erica, dacă e ziua ei, ea se iartă. Ori s-a îmbătat telefonul ei. L-am pus la încărcat și l-am unicat. Da, nu cred că era mare pierdere artistică cu dărâmarea unei cruci de lemn, dar era o chestie simbolică, ofensatoare. Poate de asta și s-au trezit fetele cu dosare penale. Că și la noi, nu știu, da, poate ne povestești tu despre performanțul tău de la biserică, am înțeles că ai fost citată la poliție, cum ce s-a soldat citația sau n-ai mai ajuns la poliție pentru că ești peste hotare, cum s-ar zice, și aștepți să primești amendă acasă. Dar nu am amendă, nu este motiv timenic pentru a înainta o amendă. Așa zici tu, dar n-ai comunicat cu poliția niciodată. Ba da, am comunicat cu ei și această plângere s-a închis, eu bănuiesc. Mă rog, nu vreau să ating acest subiect. Vom vedea care va fi situația mai departe. Noi suntem acum în perioada de pandemie și suntem în autoizolare, deci... Dar necătând la asta, biserica își reia activitatea. Da. Ori expune care e situația, mai întreabă lumea ceva pe acolo, nu știu. Nu, a scăzut interesul și deci poate că e timpul să închidem. Da, cred că este timpul să înțăm. Erica, eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și ai găsit timp ca să vorbești astăzi cu mine și Oleg, mulțumesc pentru hostess. Sponsorul, mă bucur că am putut să vă ajut, da. Altă dată când... Dacă n-am trebuit să zicem sponsor nașeva păcază, Oleg Brega, cu o oră jumate de muncă voluntară, da. Deci în spatele la două femei curajoase, emancipate, stă, iată, un bărbat feminist. Și care se duce pe la butoane. Da, și asta fiecare... Deci contează foarte mult când în grup, știți cum... Da, fiecare are anumite talente și le poate folosi și le poate, de fapt, prin care poate ajuta și alte persoane. Irina, eu îți mulțumesc enorm pentru că, în primul rând, că am avut plăcere să te cunosc și, în al doilea rând, pentru că, uite, că am avut o discuție care nici n-am observat că nu a trecut timpul. Oleg, îți mulțumesc foarte mult pentru asistență tehnică și pentru feministul din tine, pentru că ne susții, da? Da, și ne încurajezi în continuare pentru ca să fim activi. Și cred că ce aș vrea să spun pe final este că, reșind din discuția noastră despre artă, despre pictură, despre pasiunea ta, Irina, de a picta și de a aduce ceva frumos în viața noastră, aș vrea să provoc, de fapt, toată lumea ca să caute acea flacără, da, divină din ei, pentru ca să lase talentele. Eu sunt absolut convinsă că fiecare om, cel puțin unul. Și dacă o să fim destul de curajoși ca să-l explorăm acel talent, dacă o să fim curajoși să ne căutăm această daltă, pixul sau pensulă, atunci cu certitudinea lumea noastră va fi mult mai bună și vom putea să pictăm, de fapt, lumea în culorile, deci, care le iubim, care le apreciem și care am fi vrut să lăsăm generațiilor viitoare. Mulțumim. Adevărat. Mulțumesc și vouă. O seară bună tuturor. Pa, pa. O seară bună.